Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Rămânem câteva clipe la subiectul enervării românilor pe votul împotrivă al USA pentru primirea României în spațiul Schengen. În săptămâna care a trecut am văzut cu toții apeluri la boicotarea unor firme austriece care activează în România. Știți opinia mea, v-am spus-o de la început, am vorbit despre asta, știți că am oferit microfonul tuturor celor care au vrut să-și exprime o părere pe subiect. Iar părerile voastre au fost foarte clare și ați vorbit tare și apăsat și despre firmele care ar trebui sancționate de clienții români. Le-ați nominalizat, printre acestea și BCR, una dintre cele mai mari bănci din România. Și în acest context credem că ar trebui să le dăm și oamenilor de acolo dreptul să spună ce au de spus. Vicepreședinta BCR, Dana Dima, este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, multă nervozitate și supărare în opinia publică, îndreptată și împotriva băncii dumneavoastră. Cum priviți această reacție? În primul rând, bună dimineața românilor și tuturor românilor, nu numai din România, ci și din străinătate. Aș vrea să spun că este un moment de dezamăgire pentru noi toți, pentru că suntem români, trăim în România de zeci de ani, lucrăm aici, toți colegii mei, 5300 de angajați, au fost la fel de dezamăgiți și supărați de această decizie. Dar poate că este un moment important, chiar dacă noi nu suntem parte din partea politică, ne asumăm rolul de a poziționa clar avantajele economice și sociale ale aderării României la Schengen și nu o facem de astăzi. Avem eforturi concrete la nivel de grup Erste și la nivelul băncii comerciale române de a informa și de a sprijini demersurile politice și diplomatice și aș vrea să vă spun foarte clar și responsabil că aceste demersuri sunt la nivel de cancelar și de președinte al țării vecine, al Austriei, pentru că noi considerăm că România trebuie să fie parte din Europa și trebuie să aibă aceleași drepturi și aceleași responsabilități în același timp ca orice țară din Europa. Doamna Dima, când spuneți că există demersuri la nivel de cancelar din partea grupului BCR Erste, puteți să fiți mai concretă, mai clară? Ce înseamnă asta, mai precis? Înseamnă că atât acum, dar și înainte, pentru că noi nu ne-am asumat acest rol în ultimele zile sau în ultimele ore, la nivelul președintelui grupului Erste au existat aceste discuții și întâlniri la nivel înalt, în care am susținut poziționarea avantajelor economice ale României, pentru că noi considerăm că România este o țară importantă pe harta Europei și considerăm că trebuie să facem multe lucruri, să dezvoltăm multe lucruri și mai ales să creăm încredere în societate. Deci aceste întâlniri au avut loc, repet, nu în ultimele ore sau minute și nu în aceste zile doar, ci dinainte și vor avea loc în continuare. Sprijinul băncii comerciale române și al grupului este necondiționat, dar este important pentru români. Cum vă simțiți acum? Sunt curios. În România, cel puțin în ultima săptămână, sunt mulți care vă privesc ca pe niște austrieci răi, dar la Viena cum sunteți priviți? Ce sunteți, tot austrieci sau ce sunteți acolo? În primul rând, nu, în primul rând aș vrea să precizez un lucru foarte clar și știu că există multă emoție în spațiu public în momentul de față, o înțelegem, o tratăm cu responsabilitate, dar aș vrea să precizez un lucru foarte clar. Banca Comercială Română este o bancă românească cu capital austriac, exact ca multe alte companii din România, nu aș vrea să le nominalizez acum, care a investit și investește în continuare în România foarte mult și nu numai în tehnologie și în oameni, ci și în educație. Știm foarte bine toate proiectele pe care Banca Comercială Română le susține de foarte mult timp. Deci aș vrea să repet, suntem o bancă românească, avem 5300 de angajați și aproape 3 milioane de clienți care români, care beneficiază de toate serviciile și consilierea noastră de foarte, foarte mulți ani. Aș vrea să precizez, 30. Deci nu suntem... nu suntem o bancă care s-a născut ieri și nu suntem o bancă străină. Suntem o bancă românească. Bun, s-a cerut vehement, inclusiv cei care au intrat în direct la Europa FM, au cerut vehement boicotarea companiilor românești cu capital austriac, cum spuneți dumneavoastră. În cazul BCR puteți să ne spuneți care este până acum, dar sincer, care este impactul acestor apeluri asupra BCR?
Sincer, pentru a răspunde concret, din 2.800.000 de persoane fizice, clienți, persoane fizice români, am avut practic doar 12 clienți care au solicitat transferul acestor conturi. Dar în spatele acestui efort, ce aș vrea să-l precizez, pentru că este vorba despre oamenii din BCR care nu acum doar, ci și în pandemie, când au stat 24 de ore din 24 în bancă pentru a susține sistemul economic și sistemul de plăți în agenții și în centrală, nu numai acum, ci și în război, când colegii mei, toți, inclusiv noi, am fost voluntari la margine, la graniță pentru a ajuta, dar și acum colegii mei au stat de vorbă în fiecare zi cu clienții și au explicat că noi suntem aici pentru a menține și a dezvolta relații economice și nu facem parte din clasa politică. Mai mult decât atât, cred că încrederea pe care am construit-o de acum, de mulți, mulți ani, a, să spunem așa, a confirmat și acum, pentru că noi vorbim despre relații comerciale, despre produse, despre servicii, despre consiliere și despre ajutorul pe care l-am dat românilor. Repet, cred că suntem responsabili să transformăm aceste clipe în momente de reziliență și de consolidare a relației. Bun. Și să avem o singură Românie unită, pentru okay. că trebuie să reușim. Aș vrea să revin la ce a spus dumneavoastră, deci din 2,8 milioane de clienți, 12 spuneți că s-au retras în urma apelurilor la boicot. Știu că fiecare client este important, nu puteți să spuneți altceva. Dar întrebarea mea e, poate că acești 12, nu știu, sunt miliardari, adică care este greutatea lor? Poate că sunt clienți foarte mari sau... Îmi asum responsabilitatea de a nu detalia foarte mult pentru fiecare client în parte, dar și nici nu aș vrea să minimizez importanța fiecărui client, așa cum ați spus. Nu reprezintă sub nicio formă un impact în bilanțul băncii, pentru că, dincolo de toate, suntem o bancă solidă, puternic capitalizată, iar efectul celor 12 clienți, persoane fizice, nu este important. Mulțumesc foarte mult, Dana Dima, vicepreședinte BCR, pentru explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.